Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al emisiunii în care vă voi prezenta o rețetă ușoară cu rezultat delicios și anume prăjitură tiramisu cu cremă de căpșuni și mascarpone pentru că este perioada căpșunilor. Pentru realizarea ei avem nevoie de 500 de grame de brânză mascarpone, 200 de grame de zahăr tos, 180 de ml cafea espresso, zeama de la o lămâie, 180 de ml de lapte, 400 de grame de căpșuni care pot fi congelate sau proaspete și 400 de grame de pișcoturi. În plus, vom mai avea nevoie și de 400 de grame de frișcă bătută, care poate fi îndulcită sau nu, în funcție de cât de dulce vă place prăjitura. Prima dată, tăiem căpșunile în jumătăți sau sferturi în funcție de mărimea lor. Și apoi le punem într-o crăticioară pe aragaz, adăugând zahărul și zeama de lămâie. Nu o punem pe toată odată, pentru că în funcție de gustul căpșunilor, care pot fi mai dulci sau mai acrișoare, poate să nu fie nevoie de toată zeama de lămâie. Lăsăm la foc potrivit, amestecând din când în când. Din momentul în care încep să fiarbă, le mai lăsăm pe foc aproximativ 4-5 minute, până când se înmoaie bine căpșunile și zahărul se topește. Cu ajutorul unui mixer vertical sau al unui blender, pasăm fructele și apoi le trecem printr-o sită pentru a scăpa de semințele lor. Final va fi un sos de căpșun delicios pe care îl dăm deoparte lăsându-l să se răcească. După ce s-a răcit, preparăm crema. Punem brânza mascarpone într-un vas și o alifiem puțin cu o paletă. Încorporăm apoi treptat sosul de căpșun rece. Și la final adăugăm și frișca bătută, amestecând ușor. Și așa trebuie să arate crema noastră. Înainte de asamblarea tiramisului, amestecăm cafeaua cu laptele. Luăm câte un pișcot, îl înmuiem repede în amestecul de cafea cu lapte și îl așezăm pe tavă. Trebuie să aveți grijă să nu țineți pișcotul în cafeaua cu lapte prea mult, ci doar îl băgați și îl scoateți imediat, pentru că altfel se înmoaie prea tare, iar prăjitura dumneavoastră nu va mai arăta bine și nici gustul nu va mai fi la fel de bun. În cazul în care este nevoie, tăiați pișcoturile pentru a putea încăpea perfect în tava în care veți asambla prăjitura. Pentru acest tiramisu, eu am folosit o tavă pătrată cu latura de 27 de cm și cu pereții detașabili pentru a putea servi mai ușor prăjitura. Dar puteți să folosiți orice altă tavă doriți. Dacă nu va avea pereții detașabili, trebuie doar să aveți în vedere că prima porție se va scoate puțin mai greu. După ce ați așezat primul strat de pișcoturi, puneți deasupra jumătate din cremă
nivelați frumos. Și apoi puneți al doilea strat de pișcoturi pe care le însiropați la fel. La final, puneți restul de cremă deasupra și după ce ați întins-o frumos pe toată suprafața, băgați prăjitura în frigider. Pentru cel puțin 2 ore, pentru că trebuie să le dăm voie pișcoturilor să se înmoaie și să se îmbine plăcut cu crema de brânză. Înainte de servire, ornați tiramisu după cum vă place. Eu am ales să pun fulgi de ciocolată neagră și căpșuni tăiate pentru un plus de culoare și pentru că ciocolata, zic eu, se îmbină plăcut la gust cu căpșunile. Și așa arată prăjitura tiramisu cu cremă de căpșuni și mascarpone. În speranța că v-a plăcut și această rețetă, eu vă doresc spor la gătit și poftă bună la final, așteptând cu drag comentariile și like-urile dumneavoastră.